Așa maturitate, așa... Ce-i în sufletul tău, Anca? Din păcate, viața m-a pus la încercare și... Da, nu e prima dată, așa este. Da, și m-am maturizat. Dar mă bucur că am avut persoanele dragi alături. Și datorită lor am putut să depășesc acest moment. Și datorită lui Dumnezeu, El mi-a fost alături la fiecare pas. Fără El, cred că n-aș fi avut puterea necesară să pot să trec peste toate greutățile. Cer scuze. N-ai de ce să-ți cer scuze pentru sentimentele tale. Mie mi se pare atât de omenește să-ți exprimi sentimentele. Să știi că, până la urmă, lacrimile astea nu fac altceva decât să-ți elibereze sufletul după atâtea zile de... în care te-ai măcinat, în care n-ai știut ce să crezi, n-ai știut cum să reacționezi, pentru că, na, nu e o situație ușoară. Așa este. Tu și Andrada, dar... ați fost destul de apropiate? Chiar și ea spunea lucrul ăsta. Da, dar mă bucur că am putut să trec peste, mi-a dat Dumnezeu, nu știu, o putere și o calmitate în care să pot să gestionez situația și să o depășesc și să am puterea de a merge mai departe și să pot să-i văd pe ei în continuare prin casă. Doamna, și eu sunt mamă și știu că în momentul în care văd copilul suferind, aș vrea să am așa o putere de la Dumnezeu să iau toată suferința asupra mea. Și cred că și dumneavoastră, doamna Florina, ați simțit cam același lucru. Cum a fost? Dorina sau Florina? Dorina. Dorina, scuzați-mă. Cum a fost să simțiți... sau ce ați simțit când ați văzut toate lucrurile astea la televizor? Vă dați seama că nu mi-a căzut chiar așa de bine. Și de la început, nu prea am fost, în primele zile, da, mi-a plăcut, dar după două, trei zile, când am văzut că stă așa distant de ea, i-am zis surorii ei că ceva acolo la mijloc nu e asta, ceva la mijloc... Deci dumneavoastră v-ați prins că ceva e putred acolo înainte să se întâmple ceva între ei? Nu era chimia între ei, erau așa, el stătea ca un bătrân din ăla de 80 de ani, îmi cer scuze, nu vreau să-l jignesc. Uhum. N-am nimic cu el. Nu, îi doresc toată fericirea din lume. Dar a făcut un gest care ne-a șocat. Nu ne-a convenit nici nouă. Adică, dar am trecut peste. La ce vă referiți mai exact? Nu trebuia să o pună într-o lumină așa de proastă pe ea. Dar n-a pus-o. Cu ce a pus-o într-o lumină proastă? Faptul trebuia că... să-i spună de la, dacă a simțit ceva personal cu Andrada, să o cheme deoparte și să-i zică. Da, doamna Dorina, nu știu, uite, îl am și pe Ionuț aici. Eu nu cred că cei de acasă o văd pe Anca într-o lumină proastă. Și poate să-mi spună și Andreea. Andreea, care primul lucru pe care vi l-a spus a fost că aveți o fată extraordinară și felicitări pentru cum ați crescut-o. Mie nu mi se pare că un om, dacă este bun, indiferent de cum vor alții să-l creioneze, tot bun va apărea în fața altora. Ia zi, Ionuț, ce zic cei din mediul online? Bună, Anca! Bună! Oamenii de acasă, să știi că te încurajează, sunt alături, te apreciază pentru omul frumos care ești, pentru caracterul și educația primite. Și o să citesc câteva mesaje și comentarii. Singura chestie negativă ar fi că oamenii consideră că te-ai grăbit formând un cuplu cu Victor, tu trecând printr-o experiență din trecut. Practic, asta a fost, să zicem, greșeala ta. Dar m-am lăsat influențată și de el, că l-am văzut foarte sigur pe el în momentul respectiv. Și când i-a întrebat doamna Simona dacă formăm un cuplu, dacă vă puteți uita și să derulăm înapoi, eu am rămas așa, n-am mai apucat să zic nimic. El și doamna Lenu au spus da. Și de asta m-a făcut să cred că... Să știi că eu i-am avut luni invitați pe amândoi aici. Și bunica, să știi că a fost destul de supărată pe el. Chiar foarte supărată. Și uite, i-am martor pe ei că au fost de față la discuție. Bunica spunea că nu, mai gândește, mai fă ceva, mai... O să plâng după ea. Știi? Da, știu. Între mine și bunile nu...
s-a creat o prietenie, nu știu, a fost ceva chiar din prima zi între noi două și am rămas la fel și astăzi. Nu pot să o las, chiar era îngrijorată că o să fiu supărată pe dânsa sau nici vorbă. N-ai niciun motiv până la urmă. Nu, nu. Doamna Dorina, ne apropiem de final. Anca va trebui să meargă în casă. Ce vreți să-i spuneți? Poate e un băiat care v-a plăcut dumneavoastră și vi se pare că se potrivește mai bine cu ea sau nu știu, dacă vreți să o sfătuiți, acum e momentul. Eu vreau să-i zic că să stea mai mult să gândească, să nu te mai arunci așa cu capul înainte. Asta stai și fac. Gândește. Și momentan nu prea văd pe nimeni în casă. Nici eu. Nu. Dar stați liniștite că vor mai intra atât fete cât și băieți. Nu au intrat zilele în sac. Așa cum a zis și dumneavoastră, mai bine stai în expectativă, aștepți și alegi ce e mai bun pentru tine. Bun. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost astăzi alături de noi, m-ați și emoționat și pe tine o să te invit să mergi înapoi în casă. Noi luăm pauză pentru câteva minute și ne întoarcem și mai avem alte...